Bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Sunt Zmaranda Cioban, iar astăzi vom întreba locuitorii Zalăului despre calitatea apei din oraș. Astfel, întrebarea zilei de astăzi este: ce părere aveți despre calitatea apei? Apa este un element central în cultura și religia tuturor civilizațiilor, fiind, de-a lungul secolelor, un element esențial al dezvoltării civilizației. Pentru conștientizarea rolului apei în fiecare segment al vieții noastre, Conferința Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător din anul 1992 a adoptat ziua de 22 martie ca Ziua Mondială a Apei. Cu această ocazie, secretarul general al ONU transmite tuturor îndemnul de a ne asuma angajamentul de a îmbunătăți calitatea, gestionarea și protecția resurselor de apă ca parte a campaniei noastre istorice pentru a obține o viață demnă pentru toți oamenii. Îndemnul acesta ar trebui să fie ascultat de fiecare dintre noi, dar și de autoritățile care se ocupă de gestionarea acestor anunțuri. În ceea ce privește orașul nostru, gestionarea apei lasă de dorit, deși unele aspecte rămân nesesizate chiar și de către cetățeni. Canalizările pluviale ineficiente, scurgerile și pârâiașele pline de mizerii, lipsa de preocupare privind modul în care arată fântânile arteziene sunt câteva dintre problemele la ordinea zilei cu care locuitorii Zalăului s-au obișnuit. La ordinea zilei sunt și costurile mari ale consumului de apă și calitatea apei provenite din izvoare arteziene. Ce părere aveți de calitatea apei din municipiu, din Zalău? Nu prea cunosc asta, că nu folosesc. Cum este apa? Care vine, e bună, n-am o problemă. Sunteți mulțumit de apa de la robinet? Cum este? Da. Vine curată, acum, momentan, nu știu. Deci nu știu ce conține, cât e de pură e așa. Și în legătură cu plata apei, sunteți mulțumit de cât plătiți pentru apă? Plată plătim foarte mult. Deci apă plătim foarte mult. De ce credeți că plătiți atât de mult, dacă ar fi să vorbim? De ce credeți că plătiți atât de mult pentru apă? Ei, nu știu, că cât consum, atât ar plătesc și CMR pe canal. Nu înțeleg cum. Deci tot care vine în casă se duce înapoi. Eu mai și folosim la mâncare, la asta. Și plus, nu știu ce se întâmplă cu prețurile astea. Pierdere mult de la apometru, de la asta față de ce se consumă pe scară. Aproape unde e lună, câte 20-30 de metri, mai mult. Deci plătim în plus. Și sunteți mulțumit de... Pierdere, nu știu unde, nu știu, oriunde reclam, n-ai ce să... Că nu te bagă nimeni în seamă, cum să zici. Ce să zicem, sunt multe depuneri în apă. E maro de multe ori. Apa de la robinet? De la robinet, da. Păi de apa asta nici nu mai vorbim, că asta oricum nu e bună de băut. Noi ne aducem de la munte. Și sunteți mulțumită de gustul pe care l-are apa de la robinet, am înțeles? Nu consumăm. Nu consumăm, noi ne aducem apă de la munte. Nici pentru gătit nu folosim? Da, gătit, da, o fierbem, da. Da, dar în rest să bem, n-ai cum să bei. E foarte rea. Și ce părere aveți de factura pentru apă? Nu. Considerați că este... E ok, e rezonabilă. Acum, că mai scăzut și TVA-ul, da. E rezonabil. Acum depinde fiecare familie cât consumă. Noi consumăm. Dumneavoastră stați la bloc sau... La casă. La casă, da. De multe ori la blocuri este problema aceasta cu apa care se pierde, da, până la locatar și totuși trebuie... Da, am auzit la vecini care stau la bloc, au probleme cu factura, că se pierde și că le pun lor pierdele. Sau dacă sunt vecini care lipsesc, înțeles că achită doar cei care sunt prezenți. Nu știu exact care e situația. Noi, stând la casă, nu avem problemele astea. Și credeți că ar fi necesare ceva reglementări vis-a-vis de consumul apei, factura la apă? Asta nu știu să vă zic. Asta ar trebui cei care se ocupă să vadă exact care e situația, să vadă din ce cauză sunt pierderi. Și țevile, nu știu cât îți de vechi. Știu că magistrala e schimbată, dar restul, până la casa omului, nu știu cum îți țevile, conductele, cred că sunt tot vechi. Astăzi este Ziua Mondială a Apei, de aceea am ales această întrebare. Și tema acestei zile ar fi apa și locuri de muncă. Dumneavoastră considerați că apa ar putea genera noi locuri de muncă la noi în oraș sau în județ? Acum nu mai știu de unde se aduce apă, tot de la Vârșolț, era vorba că aduc, nu știu, de pe Someș, de undeva mai de mult. Dacă ar relua proiectul ăsta, sigur ar fi locuri de muncă noi.
nu știu cât mai e de valabil proiectul respectiv, că sunt mulți ani de când s-a discutat problema asta. Să fiu sincer, eu nu beau apă de la robinet. Factura, sunt în două persoane, ne vine până în 30 de lei. Și folosiți apa de la robinet pentru gătit? Da, pentru gătit, da. Sunteți mulțumită de gustul pe care îl are sau de miros? Sunteți mulțumită. Eu sunt mulțumită. În ceea ce privește apa arteziană, bănesc că dumneavoastră consumați apa arteziană. Da. Sunteți mulțumită? Am înțeles că sunt problemele acestea cu cantitatea foarte mare de amoniac. Nu. Eu duc de acolo de jos, de la Astralis, de foarte bună apa, să știți. Relativ, da. Beau de acid arteziană, nu știu, lumea zice că-s microb, da? Prea mult nitrit sau nitrat, nu așa. Este vorba de o cantitate. Dar numai asta îmi place, din păcate. Ce spuneți de apa de la robinet? Sunteți mulțumit de gust, de cum arată? Eu sunt mulțumit. Eu vă spun părerea mea, poate altă nu. În legătură cu factura apei, am înțeles că de foarte multe ori se întâmplă ca factura de la apă să fie mai piperată decât ar fi cazul. Păi noi avem citire, adică avem pe scară citire. Câteodată mai iese câte un metru cub în plus. Nu e prea, relativ e scumpă, dar asta e, ce să faci? Credeți că ar fi necesare anumite reglementări pentru a se știe exact cât apă se consumă fără să fie aceste pierderi incluse în factura locatarilor? Păi ar fi, eu nu știu că de ce e pierderea asta, că noi practic avem robinet la intrare în bloc și ar trebui ăla să bată cu consumul pe scară. Mai are câte unul ascuns, nu știu. Sau pierderi mici care nu se contorizează, dar pe total se adună. Știți? Și considerați că aceste pierderi sunt însemnate? Nu sunt așa însemnate. Deci nu există diferențe foarte mari. Nu, de 2 metri cub dacă, mai mult nu a fost la noi. Păi nu știu, la alte scări, nu știu, la alte blocuri. Păi, eu ne duc eu acolo la autogară, sunt mulțumită. Sunt mulțumită. Acum nu știu cât e curată și cât e bună. În ceea ce privește apa de la fântânile artezene din Zalău, există această problemă cu o cantitate foarte, foarte mare de amoniac și nitriți. Ce părere aveți? Păi, nu e o părere bună dacă ar trebui să facă controle mai des, ca să vadă dacă să fie tratată. Să nu dea voie la oameni să consume așa ceva. De asemenea, noi avem nevoie și de apa de la robinet pentru locuință. Da, pentru... Față e... Pe vremuri e foarte, îți mulțumită, e foarte curată. Nu se depune, nu e colorată, la, e curată. Ce părere aveți de mirosul de clor, de gustul de clor? Se simte? Nu, nu, nu se simte. Deci nu vă deranjează? Nu, nu mă deranjează. Astăzi este Ziua Mondială a Apei, de aceea am ales să vă punem această întrebare și doresc să vă întreb care credeți că ar fi legătura între apă și locurile de muncă. Aceasta este tema acestei zile. Poate apa genera noi locuri de muncă? A fost vorba de un proiect de aducere apei din Somme? Păi sigur că dacă e aducere undeva în oraș sau în sat, creează locuri de muncă. Credeți că ar trebui luat în considerare acest aspect? Sigur, sigur că ar trebui. Fără apă suntem pe nicăieri. Da, sunt mulțumită că noi străcurăm. Deci avem din aia mașină de străcurat și e bine. Credeți că este necesar să fie străcurat apa sau ar fi mai bine să nu fie necesară cumpărarea acestei mașini? Păi sigur că era mai bine. Sigur că era mai bine să fie mai bună apă, nu? Dar cum îi, așa suntem mulțumiți. Și considerați că plătiți foarte mult pentru apa de la robinet sau sunteți mulțumită de facturile la apă? Dar acum, ce să vă spun, fac economie și atunci nu plătesc mult. Sunteți mulțumită de calitatea apei din oraș, de cum e gustul, mirosul, dacă miroase a clor? Apa de la robinet. Și apa de la robinet și apa arteziană. Noi nu folosim decât apă de pe mese și de la izvor, așa că nu vă știu spune. Și apa de la robinet, cum vi se pare? Bună, bună. Nu beau de acolo, dar pentru mâncare sau pentru gătit, de acolo folosesc. E bună. Așa zic eu. Deci,
Nu vă deranjează mirosul de clor sau nu se simte un miros de clor? Trebuie să fie dezinfectată fără clor, cum se poate. Mai bine miros de clor decât tot felul de bacterii, nu? Bineînțeles. Da. De asemenea, doresc să vă întreb, în legătură cu faptul că de multe ori se spune că factura la întreținere pentru apă este destul de piperată, cum ar fi. Mie nu mi se pare. Nu mi se pare. Suntem două persoane, deci nu mi se pare. Locuiți la bloc? Da. Sau? Da. Și nu aveți problema aceasta cu... De la robinet nu prea consum numai la apă menajeră, spălat. Deci de băut, inclusiv mâncarea o face soția de aici. Și acum 30 de ani tot de aici o facem, că stăteam aici. Acum s-a vorbit despre posibilitatea că această apă să aibă o cantitate mult prea mare de amoniac și nitriți. Bine, dar trebuie să fie afișat acolo, uite, pe tablița aia, ce conține, care sunt calitățile, care... Mă rog, dar din toate artezienele de la Zalău, asta și mai aia, nu știu dacă știți, fost din spatele primăriei, ca să spun așa, fosta cramă era pe vremuri când am venit în Zalău. Deci astea erau cele mai băubile și potabile ape din Zalău. Spuneți că soția dumneavoastră gătește cu această apă și nu cu apă de la robinet. Îmi puteți spune de ce a ales dumneai acest lucru? Având în vedere când s-a construit barajul de la Vârșolț, cum îi spunem, pe Craznei, Zalău nu avea apă la program. Așa, noi eram obișnuiți să adunăm în vană cantități de apă pentru WC-ul, pentru ăsta, pe fundul vanei se depunea o cantitate de nămol. Deci nămol din pârâul Craznei. Deci nu era filtrată, cum trebuia bine, cum a bine. Eu am lipsit vreo 20 de ani de aici din Zalău. Nu se mai obișnuiește, că acum apă e, la robinet este tot timpul. Dar având ideea de acum 30 de ani, deci nu o folosesc. Am o cumnată, în schimb, care ea nu bea numai apă de la robinet. S-a obișnuit cu aia, mă rog, fiecare cu gusturile lui. Am înțeles. De asemenea, doresc să vă întreb dacă sunteți mulțumit de factura de la apă. Considerați că plătiți prea mult pentru apă sau? Având în vedere că este cumulată cu canalizarea, sigur că ți se pare, dar asta este prețul și în alte părți. Prețurile sunt cam aceleași. De exemplu, eu trăiesc în Târnat, unde apa se trage din puțuri, deci nu este lac de acumulare. Se bagă în stație și se distribuie. Dar astea sunt prețurile. Ce mai? N-ar fi o problemă prețurile. Veniturile sunt, nu sunt corelate cu serviciile, cu cheltuielile pe servicii. Asta e problema. O altă problemă sunt, mai ales în orașele din România, apele pluviale. Modul în care arată apele pluviale. Ce părere aveți de apele pluviale din Zalău? De Valea Zalăului, de râulețele astea, râurile de prin oraș. De exemplu, acum, să zicem, de Valea Zalăului, chiar circul cu pretin, uite, care e acolo, am văzut că s-au luat niște măsuri să se curețe bălăriile de pe marginea... Deci e un lucru bun. Și ține de educația noastră ca să avem grijă de aceste ape. Adică de păstrarea curățenii, Petru, nu arunci pe toate drumurile și unde îți pică ție bine. Sunt locuri special amenajate unde se pot arunca. Asta e treaba. Deci trebuie să mai contribuim și noi la chestiile astea. Da. După cum reiese din declarațiile cetățenilor, apa este esențială în viața fiecăruia. Fiecare dintre persoanele chestionate are însă o preferință pentru un anumit tip de apă, nejustificând care au fost motivele din spatele acestei preferințe. Ce e cert, majoritatea aleg apa arteziană în detrimentul celei de la robinet, deși aceștia se arată mulțumiți de calitatea apei de la robinet. Interesant este că nici apa de la fântânile arteziene nu pare a fi întru totul sigură, deși oamenii stau la coadă pentru fiecare sticlă de apă potabilă. De multe ori s-a pus problema că apa de la fântânile arteziene are o concentrație de amoniac, nitriți și nitrați mult peste limita admisă, dar asta nu pare să îi descurajeze pe sălăuanii mulțumiți de calitatea apei din oraș și să consume apa de la fântânile arteziene. De altfel, ce s-ar putea schimba dacă locuitorii Zalăului și-ar exprima nemulțumirea față de calitatea apei din oraș? Cam atât pentru astăzi.
Vă așteptăm și data viitoare la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Sunt Smaranda Cioban, iar până data viitoare, toate cele bune!